La aeroportul Maramure s-au mai făcut câțiva pași necesare lor activității acestuia. S-a lucrat în ultimele luni la sistemul de balizaj, făcându-se inclusiv testele finale. Este vorba de aproape 1000 de corpuri de iluminat care vor fi utilizate pentru coordonarea aeronavelor. Testele au ieșit foarte bine, așa cum ne și așteptam și la reluarea activității operaționale vom putea efectua operațiuni de CAD-2. Ce presupune acest fapt? Presupune că avioanele de mediu curier, cele care sunt în dotare atât a companiilor Aeriene, lăucos, cât și a celor care fac transport marfă, cargo, vor putea ateriza în condiții de vizibilitate redusă și nu vom mai asista în situația, la situația neplăcută de a, unele curse de a fi anulate sau redirecționate spre alte aeroporturi. Pentru că s-au făcut lucrări majore la pista aeroportului, s-a achiziționat și tehnologie care nu va mai face necesară prezența angajaților pe pistă pentru coordonarea aeronavelor. Ca un element inedit, aeroportul nostru este singurul aeroport din țară care are lumini încastrate inclusiv în platforma de îmbarcare, debarcare și de staționare a aeronavelor. Fapt ce presupune că. O aeronavă care va ateriza pe aeroportul nostru nu va mai fi dirijată manual, va urma firul luminos uh, încastrat în platforma de staționare a aeronavelor și va parca și decola în condiții de siguranță, fără a fi nevoie de a fi dirijat. Conducerea aeroportului speră că activitatea să poată fi reluată în luna mai.